Polițiștii de frontieră de la Suroca vor activa în condiții noi. Ei vor avea parte de încăperi moderne, bine amenajate. Astăzi, la Suroca a avut loc deschiderea oficială a sectorului Poliției de Frontieră. Acesta a fost construit în conformitate cu standardele europene. În cadrul evenimentului au fost prezenți șeful Poliției de Frontieră, Corneliu Groza, personalul subdiviziunii construite și administrația publică locală. Chiar și ținând cont de faptul că noi suntem în activități 24/24, indiferent de condițiile climaterice, avem și totul necesar pentru ca angajații să-și ajusteze ținuta, chiar dacă este murdară. Pentru asta avem tot necesar, inclusiv și uscătoria. Cei care au 2-3 ore de liber, pot să facă sport. Anul acesta este al doilea sector care noi la momentul inaugurăm. De dimineață a fost sectorul Poliției de Frontieră Briceni. Acesta este al doilea sector, deci la Suroca. Ambele sectoare au fost finanțate de către Guvernul Republicii Moldova, dar după proiectele standarde și după necesitățile și cerințele înaintate de către partenerii de dezvoltare externă, în cazul de partenerii europeni, anterior cu suportul partenerilor de dezvoltare au fost date în exploatare și alte sectoare de poliție. Ca un conducător care sunt în unei instituții destul de numerice, peste 3.500 de angajați, aș vrea ca toți să aibă așa condiții. Sperăm că în timp apropiat să bună majoritate din angajați să beneficieze de așa condiții. Vreau să ne mulțumesc încă o dată pe această cale Guvernului Republicii Moldova, conducerii statului. Vreau să menționez și să le mulțumesc partenerilor de dezvoltare, deoarece avem un suport tehnic care a fost inclus în acest sediu și recomandărilor care au fost date de către partenerii de dezvoltare pentru a implementa acest proiect. Lucrările de reconstrucție a sediului sectorului Poliției de Frontieră din Soroca au început la finele lunii iulie 2019. Sediul a fost construit din temelie. Blocul este amplasat pe un teren de 15,83 de ari, incluzând o clădire administrativă modernă cu două nivele, cu suprafața totală de 600 metri pătrați. Unde se dezbracă, deci undeva acolo. Aici avem aceleași condiții, deci este bloc sanitar, cabina de duș. Am avut onoarea să construim acest obiectiv frumos pentru Poliția de Frontieră Soroca. Obiectivul a fost construit un an de zile, în valoare de 6,4 milioane de lei. Sediul sectorului Poliției de Frontieră Soroca are disponibilitatea încadrării a 70 de angajați. S-a reușit un lucru foarte frumos, s-au creat condiții foarte bune de lucru, condiții moderne, dispunem de sală de ședință, sală de sport, baie, bucătărie, toate condițiile necesare pentru ca să ducem serviciu să fie bine. Deoarece până la renovare noi aceste condiții nu le-am avut. Astăzi a fost inaugurat sediul nou al Poliției de Frontieră, un sediu care va asigura unele condiții mult mai decente de activitate. A fost un moment mult așteptat de către angajații sectorului nostru. 4 ani de zile am activat într-un sediu temporar, în Vasilcău, fără unele condiții de bază. Acum sperăm să avem o activitate mai eficientă, cel puțin aproape de condițiile europene, să asigurăm o securitate bună a frontierei, dar și să înlăturăm fenomenul criminalității la frontiera de stat. În responsabilitatea sectorului Poliției de Frontieră Soroca revin mai mult de 40 de kilometri de frontieră cu Ucraina și asigură autorizarea trecerii frontierii de stat în punctele de trecere a frontierii. Soroca Țechinovca, debarcader local, Soroca Țechinovca, debarcader interstatal și Vasilcău Velicaia Coșnița, debarcader local.